nici nu-i aduc pe oameni acasă, dar nici nu le creează condiții pentru a investi banii în țară. Moldovenii plecați spun că ar vrea să-și deschidă afacerea acasă, dar se tem de controlele interminabile și de faptul că banii lor nu sunt în siguranță. Totuși, unii au fost mai curajoși, deși recunosc că statul le pune bețe în roate. Inițial, afacerile au fost deschise beneficiind de sprijin din partea statului. Este vorba despre programul PARE 1 plus 1. Vi auguriamo buon appetito. Și așa, izul de pizza italiană a ajuns în inima orașului Orhei, mai exact la popasul călătorului. Liostina Cojocar este cea care a pornit afacerea. Până a vedea acest vis împlinit, soțul său, apoi ea și tot așa întreaga familie a muncit în Italia. Stăteam și cu bătrâni și am făcut și mâncare și am lucrat și în fabrică. Unde era să puteai de făcut? După ce au muncit 9 ani cu toții și au acumulat o sumă frumușică, familia a decis să o investească. Au urmat cursurile de instruire din cadrul programului PARE 1 plus 1, unde la fiecare leu investit, statul adaugă încă unul. Nu este ușor, mai ales că statul nu creează condițiile necesare pentru punerea pe roata afacerii și dezvoltarea ei. Primii un an, doi, dă-i voi omul să ne spornească impozitele mari. Era nevoie să ne răbde un pic, așa ca cum în toată lumea civilizată. La pizzeria are 7 angajați și prepară 14 feluri de pizza, toate una ca una după rețeta italiană. În bucătărie, practic totul, inclusiv utilajul, este de producție italiană. Până și aluatul este făcut după o rețetă cum numai în restaurantele italienești găsești. În numai câteva secunde, datorită acestui aparat, blatul pentru pizza este gata. Să vedem cum. Leostina Cojocar și-a văzut visul împlinit, acela de a reveni acasă. Soțul, dar și băiatul ei rămân încă în Italia. Mai este nevoie de bani, mai ales că durează până când pizzeria va ajunge să aducă profit. Păcat de așa un popor muncitor să duc în alte țări străine și să fac, să muncească, să depună tot ce au, tot sufletul depun pentru muncă, numai de taxă plătiți. Mergem acum într-o localitate din raionul Ialoveni, mai exact la Costești, unul dintre cele mai mari sate din țară. Aici, un tânăr fost sportiv a deschis o sală de forță. La cei 34 de ani, Victor a accesat și el cei 200.000 de lei din programul PARE. A putut face asta cu ajutorul mamei sale, care de mai bine de 14 ani muncește în Italia. La noi, Moldova, totul e greu. A cunoscut și el drumul străinătății, întrucât și-a petrecut aproape 4 ani pe tărâmul viselor împlinite. În America situația e pusă total diferit. Acolo, deci, îți dă voie să activezi cum vrei, atât timp cât ții legal de activitate. Astfel, puțin câte puțin, în cadrul programului PARE s-au adunat 142 de tineri antreprenori care au început afaceri din banii adunați în străinătate. Cu 2 ani în urmă, eu eram bucuros să finanțez o afacere într-un sătuc. Acum noi zicem, nu, noi instrumentul ăsta de suport ca să ridicăm eficiența, noi nu mai finanțăm orice. Noi zicem, uite, noi vrem să finanțăm în primul rând tehnologii mai avansate. Până aici sună frumos, însă cifrele merg mai departe de ochelarii roz ai autorităților. Din 2010, de când există proiectul, statul a acordat ajutoare de 37 de milioane de lei tinerilor antreprenori. Asta în timp ce remitențele în 2012 au constituit în jur de 18 miliarde de lei. Adică a pus la dispoziția migranților doar 0,2% din banii trimiși de acestea de peste hotare într-un singur an. Ca să ne imaginăm, dintr-un copac cu 1000 de frunze, acestea ar fi investițiile, iar restul merg în consum. Totuși, puțini sunt cei care se aventurează să-și investească într-o afacere acasă banii adunați cu greu în străinătate. Din experiența sa ne împărtășește și fostul premier Ion Sturza, care a preferat să facă milioane în afara țării decât în interiorul ei. Te aștepți la controle de la celă și de la celă, te aștepți la apedici, te aștepți la ceea că poate să te invită și să-ți spună pur și simplu o hârtie, să o semnezi și să cedezi afacerile. Autoritățile promit în continuare că lucrurile se vor schimba, dar nu peste noapte. Vedem unde sunt constrângeri majore și începem a le elimina. Aici nu trebuie foarte multe investiții, nu trebuie foarte mult timp. Aici trebuie voința instituțiilor respective. Cei care și-au lăsat familia acasă și-au plecat să facă un ban în străinătate, nu mai cred că lucrurile se vor schimba spre bine. Din toți care știu eu, de cât am fost eu în America, un copil a spus că Moldova între România și acum trecem asta la geografie. Asta toți care știu de Moldova.